toată slăbirea. Bine, probabil că voi mai face câteva opriri în drumul meu pentru în drumul meu de a ajunge la 95-100 de kilograme. Vreau să ajung neapărat. Da, ați văzut. Am mai vorbit și în alte clipuri. Căutați pe YouTube și uitați-vă. Este foarte, foarte greu să slăbești 50 de kilograme dintr-o dată, fără nicio oprire, fără nicio pauză. Și de aceea, chiar în clipul ăla, simțeam că voi răci, pentru că mă simțeam deja foarte rău și ați văzut, vorbeam și pe nas. Și am ajuns prea la urmă să dau într-o sinuzită foarte urâtă, în fine. Ideea e că vor fi pauze programate sau nu, sau pauze care vor interveni, nu știu cum să zic, vor interveni neprevăzut. Cum a fost, cum sunt problemele de sănătate, de exemplu? Când ai o problemă de sănătate, încearcă să te oprești, încearcă să faci repaus total, dacă te doare ceva, dacă te, nu știu, orice, dacă te accidentezi la sală, dacă te doare capul, ai crize de dureri de cap și mai departe, fă-ți controle, vezi care e problema, remediază-o, o lună, două, trei, nu contează cât stai. Eu cu problema asta de sănătate am stat foarte, foarte mult. Încă de pe aici am început să am probleme și până sus de tot, acum săptămâna a 9, de fapt suntem în săptămâna a 10-a, e foarte, foarte important să simți corpul, să te oprești dacă ai o problemă, să faci o pauză, pentru că nu este nicio problemă dacă nu vei putea slăbi atât de mult cât ți-ai propus inițial. Ideea este să rămâi motivat, o să vedeți, pentru că eu, săptămâna asta cât am stat bolnav, mi-am găsit durerea care am avut-o în fiecare zi. Câte 8-9 ore pe zi mă durea capul și maxilarul până mi se încleștase. Foarte nasol, am început să dorm nopțile, doream câte 2-3 ore. Am început iar să dorm de dimineață, la ora 8-9 am adormit. Și mă trezeam pe la 1-2, foarte, foarte obosit. Iar peste 2-3 ore după ce mă trezeam, mă luam niște dureri care mă țineau iarăși până noaptea, târziu. Deci foarte nasol și atunci a trebuit să mă opresc. Și vă sfătuiesc pe toți să vă opriți în momentul în care simțiți că este ceva neregulă cu organismul vostru. Eu acum deja încep să mă simt mult mai bine. De la o zi la alta mă simt mult mai bine de când am terminat și antibioticul și am fost la doamna doctor Orele și mi-a dat niște medicamente acum care nu sunt antibiotice, dar merg foarte bine, nu mai am secreții nazale, ia uitați cum respir. Și cel mai important, bineînțeles, de aia sunt foarte fericit, pentru că nu mai mă doare capul și nu mai mă doare dantura, nu mai mă doare ochiul, nu mai mă doare nimic. Este super să nu mai doare nimic, deci că am acum obrazul super, super nou. Am făcut îmbătături de cât am sub de acolo din măsea, de cât trăgeam de măsea, că mă durea foarte tare stătea pe creier durerea aceea, după care o zgârmai, neam și acolo și începea să mă doare și tâmpla și ochiul, capul îmi zvâgnea aici de mamă, mamă, dureri foarte, foarte mari. Deci asta vreau să vă spun în clipul acesta, o să fie mai scurt, să faceți totul cum trebuie ca să vă fie vouă bine, să fiți cu sănătatea ok, pentru că dacă nu ești sănătos, nu te poți bucura de absolut nimic, nici de reușita cu slăbirea, nu te poți bucura nici de bani, nici de absolut nimic, nici de mașini, nici de distracții, nici de, știți cum, e groaznic să stai în casă, să suferi, să... Da, în fine, eu mi-am adunat din durerea care am avut-o, mi-am adunat motivare, un nou rând de motivare, pentru că deja au trecut două luni jumătate, 10 săptămâni au trecut 2 luni jumătate și eu din 2 luni jumătate decât 6 săptămâni am făcut sală. Restul, după 6 săptămâni de aici, n-am mai făcut. Deci vă dați seama că moralul meu mi-a scăzut foarte, foarte mult. Dar v-am zis, am avut foarte mare noroc, cred că este și karma, pentru că a fost videoul acela cu Andy Popescu care
nu știu, mi-a dat speranță să continui, să pun clipuri, pentru că la început nu aveam engagement absolut deloc din partea YouTube-ului și aveam 20-30 de vizualizări, eram foarte supărat așa și, mă rog, plecasem oricum foarte entuziasmat, dar pe parcurs ce am început să văd că nu am vizualizări, că, mă rog, că nu, YouTube-ul nu-ți oferă expunere, practic, fiind un canal foarte, foarte mic, canalul acesta, și m-am gândit că, na, o să fac ceva pentru mine până la urmă și la care să mă uit eu cu plăcere, familia mea, cu prietenii mei, să le arăt, cunoscuți și așa mai departe. Și apoi a venit și acea răceală, și care m-a demoralizat iarăși foarte tare. Însă v-am zis, am încercat să mă motivez, am stat singur în durere, în suferință, am încercat să meditez, să-mi pun gândurile în ordine, să înțeleg că în viață nu este totdeauna cum îți propui și că la un moment dat este bine să faci o pauză pentru că sănătatea este cea mai importantă. Fără sănătate nu te poți bucura de absolut nimic. Sper că ați înțeles ceva bun din clipul acesta. Eu consider că am făcut ceea ce trebuia. Chiar dacă am avut mustrări de conștiință, chiar dacă am intrat în panică pentru că am foarte multe proiecte de făcut, nu numai acesta cu slăbitul. Și de aceea vă zic să aveți grijă de voi, de sănătate, să mâncați cum trebuie și să faceți sport, să faceți mișcare, orice fel de mișcare, pentru că vă ajută foarte mult psihicul și fizicul și rezultatele vor veni de la sine. Nu trebuie să folosiți scurtători sau alte lucruri care să vă facă și mai rău pe viitor. Eu sunt Toto, până data viitoare, vă salut, ciao! Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Mais sus, sus, 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 m